Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile orei. Alunecările de teren de pe raza județului Suceava se află în atenția autorităților. Comisiile constituite prin ordin de prefect au evaluat aceste alunecări de teren odată cu evaluarea pagubelor produse de inundații. Au fost evaluate și întocmite fișe tehnice pentru toate aceste 31 de unități administrative teritoriale. De asemenea, probleme semnalate cu alunecările de teren au fost și la nivelul acetului, la nivelul drumurilor județene și la nivelul drumurilor naționale. Practic ne referim la drumul național 17B, unde și în acesta ne-am confruntat cu alunecări mai mult de pietre, dar generate de o mișcare de aluviuni. Astfel încât, împreună cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a fost elaborat și un plan de încadrare în zonă cu localizarea punctelor de ortofotoplanuri. Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnică, a menționat că s-au luat câteva măsuri în ceea ce privește alunecările de teren de pe raza județului. Într-o primă fază, ceea ce am putut stabili ca prime măsuri și urmează să le supunem votului astăzi în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, o monitorizare permanentă din partea primăriilor pe zonele care au fost încadrate cu risc din punctul de vedere al alunecărilor de teren. De asemenea, aceste primării sau acestor primării li s-a solicitat încadrarea acestor zone cu risc prin actualizarea planurilor urbanistice, astfel încât cel puțin de acum încolo să existe restricții în ceea ce privește eliberarea unor autorizații de construcții pe aceste terenuri cu risc de alunecare. Iar pentru zonele cu o problematică mai complicată, împreună și cu Consiliul Județean, va trebui să apelăm la o expertiză din partea unor specialiști în aceste problematici și să stabilim de comun acord modalitatea în care va trebui să acționăm astfel încât să fie și remediate problemele ca urmare și prin punerea în practică a soluțiilor oferite de către acești specialiști, în primul rând punându-se, bineînțeles, problema accesării unor fonduri mai consistente pentru remedierea acestor probleme.